Tare și asta. I-au stabilit cauțiunea lui Dan Adamescu. Cred că i-a zis judecătorul ceva de genul: Nea Adamescule, îți pun o cauțiune să nu poți o duci. Îți pun o cauțiune de o să vezi arestul ca pe o vacanță de 7 stele în Dubai. 9 milioane de euro, tată. Ia de aici. O cauțiune record a fost stabilită pentru milionarul Dan Adamescu. Omul de afaceri a fost pus sub control judiciar și trebuie să plătească 40 de milioane de lei, mai exact 9 milioane de euro, pe care fostul patron al Astra Asigurări trebuie să-i depună în maximum 10 zile. Au descoperit judecătorii cauțiunile și au început să se joace cu milioanele. Auzi tu, 40 de milioane de lei cauțiune, adică să te lase liber până la proces? Nu de tot. Nu-i corect, domnilor judecători. Păi astea sunt informații care trebuie spuse dinainte. Adică îi lăsați pe oameni să fure 20 de ani, să jefuiască țara asta și apoi le spuneți: a, stai nițel, cocoșel, ia uite, ai furat cam mult, trebuie să te băgăm la Bulău. Păi de ce nu l-ați luat după primul milion? Mă rog, mă scuzați, este atac la justiție, dacă vă tot amintesc că ați frecat-o 20 de ani, nu? Auzi, fără aluzii, că pot să fac și eu dintre astea. Adevărul e că măsura asta cu stabilirea unei cauțiuni e destul de nouă. Prin alte țări funcționează de foarte multă vreme, dar la noi e proaspătă. Nu știu, cred că e al 4-lea sau al 5-lea caz de cauțiune într-un dosar din România. Măcar se mai asigură și statul că dacă fuge suspectul de corupție din țară, recuperează o parte din prejudiciu. Sau, cine știe, e o metodă să le dai palpitații bogătașilor. Dan Adamescu a acuzat probleme cardiace și a ajuns de urgență la spital. I s-a făcut brusc rău și l-au apucat palpitațiile în momentul în care a aflat suma uriașă pe care trebuie să o plătească drept cauțiune. Aoleu, vă e rău, domnule Adamescu? Ce chestie, auzi? Aveți grijă că sănătatea e importantă, da? Se vede cât de mult preț a spus pe ea. Ați observat o chestie? Aproape toți băieții ăștia care se ajung în România parcă halesc zilnic un lighean de mici, 6 pâini și 4 baterii de vin. Pocnesc de sănătate când vin procurorii să ia și apoi îi găsesc medicii cu toate bolile din lume. Vai de mine, răducule, dacă ar fi știut domnul Adamescu ce înseamnă statul de drept pe care îl susțineau jurnaliștii plătiți de dânsul, îl lua pe Rareș Bogdan mai devreme.